În capitala provinciei Ghazni, din sud-estul Afganistanului, între 110 și 150 de civili au fost uciși sau răniți în timpul asaltului miliților taliban, a informat marți, 14 august 2018, Biroul ONU pentru Coordonarea Problemelor Umanitare. Milițiile talibane au lansat vineri un atac coordonat asupra capitalei provinciei Ghazni, iar până a doua zi au invadat și au preluat controlul asupra celei mai mari părți din oraș. Între timp se relatează că talibanii s-ar fi retras din nou la periferiile orașului.